Bine ați venit la acest eveniment atât de așteptat și atât de important pentru comunitatea turdeană, deschiderea oficială a zilelor municipiului Turda. Numele meu este Loredana Corniș și sunt onorată să mă aflu în această dimineață alături de dumneavoastră, mai ales pentru că nutresc un sentiment de admirație profundă față de domnul primar Cristian Octavian Matei și o spun ori de câte ori am ocazia. Să știți că noi, cei din presă și din televiziune, l-am poziționat pe domnul primar într-o categorie greu accesibilă, și anume aceea de primar gospodar, exemple de bună practică. Dăm așadar startul celei de-a 19-a ediții a zilelor municipiului Turda și primul moment îi aparține unui tânăr artist extrem de talentat. Este vorba despre Oana Fențel, care va aduce atmosfera din această sală către una solemnă, înălțătoare, intonarea imnului de stat al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți iată soarte la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Acum ori niciodată să dăm mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațe națională prin vocea acestei superbe fete. Cred că încărcătura emoțională s-a simțit din nou. Dați-mi voie acum să vă prezint și membrii prezidiului. În fața dumneavoastră se află domnul primar al municipiului Turda, Cristian Octavian Matei. Alături de noi în această
zi importantă se află și domnul Ioan Aurel Chereteș, prefect al județului Cluj. Vă mulțumim pentru prezență. Doamna Cristina Burciu, deputat în Parlamentul României. Mulțumim, doamna, că ne-ați alăturat nouă și anul acesta. Doamna Ana Maria Goroc, reprezentant ADR Nord-Vest. Bună ziua și bine ați venit! Și domnul Cristian Baciu, consilier eparhial, Mitropolia Clujului, Maratului, Jurului și Sălașului. Bine ați venit! Mulțumim pentru prezență! În cele ce urmează, vreau să vă invit să urmărim împreună câteva imagini. S-a muncit mult. Știu că mă vor certa cei din echipa de producție, pentru că vreau să-i laud puțin. Să știți că foarte multă emoție, foarte multă muncă, dedicare, profesionalism, pasiune, se pune în organizarea unui astfel de eveniment. Cred că ceea ce este turda astăzi se vede foarte clar, sunt fapte, sunt lucruri palpabile, am putea să spunem. Domnul primar a pus turda pe harta lumii, nu doar a României, și face eforturi în fiecare zi pentru ca turdenii dumnealui, cum îi numește, să se bucure de tot ceea ce îi înconjoară. Atunci când îți dorești să iasă totul perfect, pentru că, spuneam și mai devreme, e foarte multă emoție la mijloc, mai sunt și mici probleme tehnice, o să vă rog să facem abstracție de ele și să priviți dincolo, să vedem aceste imagini și, bineînțeles, ele spun mai mult decât vă spun eu în acest moment. Am trăit acum câteva momente emoția unui film. Sau, dacă vreți să spuneți, filmul unei emoții. Sau puteți să spuneți filmul și emoția unei realități în turda. S-a întâmplat în ultimii 3 ani ce nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Nu este cazul să considerăm că ne lăudăm, dar ceea ce facem trebuie să spunem. Trebuie ca lumea să știe aceste lucruri și păcat că un film care nu poate fi nici foarte lung să plictisească, nici foarte scurt să nu conteze, nu poate să surprindă toată munca colosală pe care a dus-o această echipă la administrație locale în acești ultimi 3 ani, împreună alături de noi cu Consiliul Local. A fost o muncă titanică, zi lumină s-a lucrat, sau nopți pierdute de foarte mulți dintre colegii noștri pentru ca să aducem în acest stadiu toate aceste proiecte. Aceste proiecte sunt reale, aceste proiecte deja sunt în lucru, avem 16 șantiere deschise și pot să vă anunț cu satisfacție că mai deschidem în următoarele 2 săptămâni încă 2 șantiere mari care vor rezolva toată partea de infrastructură a celor 4 microcartiere Oprișani, toată partea de infrastructură a părții de centru și ceea ce a rămas și care nu va fi realizat pe planul de mobilitate urbană în cartierul Turda Nouă spre Cluj. Dar sunt emoționat și am vrut să schimb paradigma. Suntem oamenii care fac, nu oamenii care vorbesc. De aceea, prezentarea sau deschiderea în acest an, a acestei ediții a zilelor turzii, va fi altfel. Va fi cu puține cuvinte și cu realizări deosebite. Pe lângă tot ce este și a văzut aici în acest film, în oraș este, se muncește în această zi care este practic liberă, toate șantierele sunt în lucru, nimeni nu stă, fiindcă avem vreme bună și constructorii știu că vremea bună este cea mai importantă în aceste momente. Între timp, noi ceilalți ne distrăm, avem vreo 45 de locații în care se desfășoară zilele turzii. Începe încetul cu încetul ca totul să fie făcut profesionist.
Avem oameni foarte buni, avem oameni destoinici, cu multă expertiză, aproape în toate domeniile, cu greu am reușit ca în acești 3 ani să impunem acest personal care face ca lucrurile în Turda să se întâmple. Dar acum ar vrea să vă salut pe toți. Asta trebuie să fie de la început. Dar eram prea emoționat pentru film. Eu l-am văzut numai o dată și jumătate acum dimineață. Este un film realizat de echipa de PR a municipiului Turda. Deci este un film de excepție care are în spate munca multă și bogată a întregii administrație și eu aș spune a echipei mele. Lumea, echipa mea, înțeles, ne-am înhămat la un lucru, o să confirme și doamna Ana Maria de la Agenția Națională de Dezvoltare. Ne-am înhămat la niște lucruri complexe, frumoase, prin care vom schimba fața Turzii. Bine ați venit în casa noastră, bine ați venit în comunitatea noastră, și aș propune să spunem acestui frumos oraș la mulți ani. De aici, după ce colegii noștri de la pupitru, prezidiu, ne vor adresa câteva cuvinte fiecare în domeniul pe care îl păstorește. O să ne deplasăm în Parcul Mare, o să vă anunțe doamna Loredana și urmează susținerea activităților. Până atunci, eu vă doresc distracție plăcută la TV municipiului Turda. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule primar, vă felicităm încă o dată. Am observat că vă exprimați echipa mea, turdenii mei, casa noastră. Aceste lucruri le regăsești, aceste exprimări, în cadrul unei familii. Și cred personal, și cu siguranță sunteți în asentimentul meu, doar o echipă, într-adevăr, performantă, poate realiza ceea ce ați văzut deja. Alături de noi, așa cum vă spuneam și mai devreme, se află și domnul prefect al județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș, și anul trecut a fost prezent. Este interesat, după cum puteți vedea, de tot ce se întâmplă în județ și suntem și noi interesați de ce aveți să ne spuneți astăzi. Bună ziua tuturor, onorat prezidiu, domnule primar, doamnă deputat, părinte consilier, doamnă reprezentantă a ADR-ului, onorată oficialități civile și militare, mă bucur din nou să fiu alături de dumneavoastră la zilele municipiului Turda. Acum a devenit și pentru mine personal o tradiție să fiu aici alături de dumneavoastră. Și dacă tot a spus așa problema în prezentare, atunci mi-a venit ceva în minte. Acum 2 ani de zile la zilele municipiului, domnul primar a avut o prezentare foarte, foarte, foarte lungă în care ne-a prezentat ceea ce urma să facă. Adică proiectele europene și cu alte surse de finanțare pe care își dorea să le facă. S-a schimbat paradigma, nu mai vorbim la viitor, ci vorbim la prezent și în cazul multor proiecte deja la trecut. În sensul că nu doar promite că le face, ci chiar le face. Și unele dintre ele, multe dintre ele chiar le-a făcut. Prin urmare, pentru apropierea față de cetățean și față de toată comunitatea, nu rămâne decât să vă felicit, să vă asigur în continuare de tot sprijinul și toată deschiderea mea pentru proiectele pe care le aveți și dumneavoastră ca și echipă și toți clujenii în general. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să vă urez un sincer la mulți ani și să faceți cât mai multe din acele proiecte, să le duceți la capăt și să începeți și altele noi, cât mai multe. Vă mulțumesc la mulți ani!
Iată, se concretizează ceea ce spuneam și anul trecut, domnule primar, discursurile devin mai scurte, dar extrem de la obiect, așa, și concise. Doamna Cristina Burciu, deputată în Parlamentul României, a fost de asemenea prezentă și anul trecut și ne amintim că și atunci ne-ați spus câteva cuvinte frumoase. Doamne, vă mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua! Eu la turda sunt acasă. Deci, bucuria și onoarea este de partea mea. Stimați invitați și participanți, onorată asistență, dragi turdeni. Așa cum am spus și cu alte ocazii, sunt convinsă că pe toți cei prezenți aici ne leagă o dorință comună. Aceea de a trăi într-o comunitate liniștită, dezvoltată și prosperă. Experiența ne-a demonstrat că acolo unde există unitate între oameni, acolo unde oamenii sunt gospodari și înțelepți și își folosesc energia în scop constructiv, acolo unde este dialog și comunicare, comunitatea se dezvoltă mult mai repede, iar problemele care apar se rezolvă mult mai ușor. Acesta este și cazul comunității Turdene. Eu mă bucur că am avut șansa și pentru aceasta trebuie să-i mulțumesc domnului primar că mi-a acordat încrederea de a face parte din echipa care lucrează pentru a transforma Turda într-un oraș cu adevărat european. Desigur, nu se poate face totul într-o singură zi, însă cu toții vom vedea în perioada imediat următoare că Turda va continua să se dezvolte rapid. Pe de o parte, prin bună administrare a resurselor locale, iar pe de altă parte, prin utilizarea fondurilor europene sau guvernamentale atrase. Orașul se transformă și aceasta se vede cu ochiul liber, datorită echipei administrației locale, condusă de domnul Matei Cristian, realizările care este un om excepțional, cu adevărat dedicat turzii și locuitorilor săi, realizările comunității noastre au devenit cunoscute la nivel european. Toată lumea trebuie să știe că Turda noastră, acest loc minunat din inima Transilvaniei, are oameni frumoși, harnici, gospodari și primitori, locuri extraordinare care merită să fie vizitate și unde merită să vii să trăiești sau, de ce nu, să investești. Eu vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră, că voi sprijini cu mare drag orice proiect care poate duce la creșterea prosperității comunității turdene și implicit a locuitorilor ei. Doresc să închei, nu înainte de a felicita pe toți cei implicați într-un fel sau altul în buna organizare și desfășurare a acestui eveniment. Iar dumneavoastră tuturor să vă doresc la mulți ani, multă sănătate și cu voia Bunului Dumnezeu ca și de aici înainte să vă fie tot mai bine, să ne putem întâlni în anii care vin, să ne bucurăm împreună la astfel de evenimente frumoase. La mulți ani Turda, la mulți ani dragi turdeni, oriunde vă aflați! Într-adevăr, doar în echipă și cu oameni atât de competenți și de implicație se poate face performanța. Alături de noi se află și Părintele Cristian Baciu, consilier eparhial. Părinte, vă ascultăm. Stimate domnule prefect, stimate domnule primar, onorat prezidiu, onorate oficialități, preacucernice părinte protopop, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, din partea Înaltă Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, îmi revine deosebită onoare și bucurie de a transmite binecuvântarea și plăcirea Înaltă Sfinției voastre legate de acest eveniment, a 19-a ediție a zilele municipiului Turda. După ce au vorbit atât de frumos cei de la prezidiu, eu aș dori foarte pe scurt să spun o scurtă legătură dintre trecut și prezent.
Atunci când spunem Turda, acest cuvânt ne creează emoție. Dacă ne gândim la orașul antic Potaisa, dacă ne gândim la jertfa domnitorului Mihai Viteazul, apoi la jertfa preotului Ioan Obriș, dar și la toate valorile și tradițiile acestui minunat oraș. Prin urmare, dacă privim la trecutul pe care am amintit, am putea descrie într-un singur cuvânt tot ceea ce cuprinde acest oraș, jertfă și sacrificiu. Și din partea Bisericii trebuie să amintim și un cuvânt al Scripturii. Mântuitorul Iisus Hristos spunea apostolilor Săi, din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, de veți avea dragoste între voi. Și mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, decât să-și pună viața sa pentru semenii Săi. Și prin ceea ce s-a prezentat, prin ceea ce s-a spus până acum, vedem că actuala administrație și conducătorii acestui municipiu își pun viața pentru semenii Săi. Și pentru mitropolia noastră, acest municipiu are un trecut deosebit, întrucât la Biserica dintre Români, în anul 1810, a avut loc alegerea episcopului Vasilie Moga pentru toți românii transilvaneni. De asemenea, în aceeași biserică, Sinodul Protopopilor din Transilvania l-a ales în anul 1847 pe episcopul Andrei Șacuna. Și de asemenea, în acest municipiu, știm cu toții, în urmă cu 40 de ani, a avut o activitate de prestigiu și o pastorație deosebită Părintele nostru, Mitropolit Andrei. Într-un cuvânt, putem observa, dragi invitați, că instituțiile nu sunt guvernate doar de legi, ci este vorba și de un simț al datoriei, al onestității și al responsabilității pe care trebuie să îl depunem fiecare dintre noi. De aceea, toți participanții am putea să ne punem această întrebare: ce putem să facem noi pentru societatea în care trăim? Și primul răspuns este acela că schimbarea decisivă trebuie să fim conștienți că depinde de fiecare dintre noi. Iată, vedem toată această muncă, aceste eforturi depuse de comunitatea din Turda pentru progres, pentru realizări. Și să știm că răspunsul nostru pentru tot ceea ce vedem este ca această comunitate să fie în continuare unită în adevăr și în iubire. Vă felicităm, vă dorim succes mai departe și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți. La mulți ani! Mulțumim, părinte! Cuvinte frumoase, cuvinte cu greutate la care merită să ne gândim așa preț de câtva timp. Eu am rămas cumva cu gândul la cele 300 sau peste 300 de milioane de euro din fonduri europene aduși la Turda. Iată. Cred că nu e mult de comentat în jurul acestei afirmații, dar alături de noi se află și doamna Ana Maria Gorog, reprezentant ADN Nord-Vest, care cu siguranță ne poate spune mai multe lucruri. Bună ziua! Stimați membri ai prezidiului, stimați invitați, din partea ADR Nord-Vest nu pot decât să confirm după vederea acestui film că Turda este într-adevăr un campion al accesării de fonduri europene la categoria de orașe, municipii, orașe, altele decât reședințele de județ și asta raportat la regiunea Nord-Vest. Dacă ne gândim și dacă am face o comparație cu orașele din toată țara, este posibil să fim undeva în top, la nivelul țării. Aș vrea să spun că cine îndrăznește, reușește. Turda a îndrăznit. A muncit foarte mult. Pregătirea unui asemenea proiect durează în jur de un an de zile. După aceea urmează evaluarea, urmează achizițiile publice, urmează implementarea proiectului, în așa fel încât un asemenea proiect ajunge să fie, deci perioada de pregătire plus implementare să dureze câțiva ani. Deci nu este deloc ușor să implementezi un proiect european. Pentru asta felicit pe domnul primar,
echipa domnului primar. Am avut o colaborare foarte bună. Rezultatele se văd. Nu știu dacă mai are rost să discutăm altceva. O să vedeți și dumneavoastră rezultatele după ce proiectele vor fi implementate. Și vă doresc succes în continuare. Urmează perioada următoare de programare. Deci ne pregătim pentru viitor. Vă mulțumesc și felicitări. Vă mulțumim și noi, mulțumim de altfel fiecare dintre dumneavoastră pentru cuvintele spuse. Felicitări, domnule primar, încă o dată și încă o dată și încă o dată și de câte ori o să vin aici, o să vă mai felicit odată pentru tot ceea ce faceți și în numele comunității turdene. Cred că îmi aloc acum acest post de a vă mulțumi în numele dumnealor. Vă mulțumim din suflet și dumneavoastră pentru prezență. Bineînțeles că domnul primar v-a invitat așa cu jumătate de gură la începutul discursului, la sfârșitul acestei deschideri oficiale în Parcul Central. Nu v-a spus însă ce vă așteaptă acolo, dar vă spun eu, vă așteaptă niște preparate delicioase de la bucătăria turdeană, aici în Parcul Central, chiar lângă primărie. Așadar, nu pot să vă urez decât poftă bună. Felicit încă o dată echipa de producție SMT. Vă așteaptă un weekend de poveste, atât pot să vă spun. La mulți ani, Turda, o zi minunată în continuare. Vă mulțumim. Chiar dacă nu mai vreau să spun nimic, Loredana m-a provocat. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc că a dat dovadă că sunteți adevărat și real parteneri de administrație turdene. Aș putea felicita pe fiecare parte din această sală. Să știți că v-am scanat pe toți. Și mă bucur și vreau să apreciez prezența părintelui Sas, care a venit tocmai din Spania ca să fie alături de noi la această sărbătoare și care, din cât am înțeles, ne pregătește și o înfrățire cu un oraș în care oficial de dânsul din Spania. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani pentru voi! Este mândria făcută din bucăți de sare, mândria Salina Tuda, referință Salina Tuda. Vinim în jos, partea cu roșu, compania de apă sugerează viața, sângele, tot. Este un element foarte important, fără apă nu există viață. Cum mergem în jos, zidurile toate, partea de jos care muncii, e făcut din zidură, făcute de la domeniul public care asfaltările drumurile. Legiunea 5-a macedoniană e făcută din semințe de diferite arbori, diferite floci, diferite legume care prin apă primesc viață și devine un arbore și totul la un loc de credință stimaturi care e mândria în